ordinară a Consiliului Local, administrația primară numărul 137 din 11 mai. Sunt prezenți deocamdată 12 din 15 consilieri locali în funcție. Ședința se poate desfășura în condiții normale. În locul unui președinte să preia conducerea. Bună ziua! Deci, supunem la vot procesul verbal de la ultima ședință. Dacă nu sunt sunt discuții pe... Deci cine este pentru? Deci supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu două puncte. Deci, primul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sănic Moldova numărul 26 din 2903-2018 privind aprobarea regulamentului privind reglementarea activității agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a orașului Sănic Moldova și a procedurii de eliberare a autorizației de funcționare și profil de activitate, precum și autorizației de amplasare și profil de activitate. Punctul 1 de pe lista suplimentară și punctul 2, proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj, titular Dumitru Alexandru. Și dacă sunt discuții. Dar la punctul 1 facem de față, nu? Că nu știu, nu s-a înțeles prea bine ce se vrea. Da, când se ajunge, se când ajungem la... Normal. Se discută pe margini. Da, dacă sunteți de acord cu suplimentarea din de zi. Și la diverse, nu? Și avem și diverse, da. Punctul divers. Normal, firesc. Da. Și acum supunem la vot întreaga ordine de zi cu suplimentările care au intervenit. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumim. Deci, acum punem la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraș Sănic Moldova, inițiator de obligație primarul orașului. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Pentru? Cine cineva? N-am vrut să intervin înainte ca să nu influențez lucrurile. Bună seara și bine ați venit. Referitor la punctul numărul 1, am discutat ieri mai la amănunt în comisie, dar astăzi vreau să fac precizarea pentru cei care urmăresc materialul filmat. Rectificarea de buget înseamnă posibilitatea, creăm posibilitatea să putem achita măcar o parte din datoria pe care o avem la Curtea de Conturi. Majoritatea dintre dumneavoastră știți din rapoartele pe care le-am prezentat că încă din 2015 este o hotărâre definitivă și irrevocabilă a instanței prin care obligă UAT Sănic Moldova să plătească suma de 472.000 de RON către bugetul de stat. Respectiv, datorită unor proceduri incorrecte pe care le-a aplicat fosta guvernare de la Sănic Moldova, noi încă mai trebuie să mai plătim datorii. Această datorie nu avem de unde să o plătim acum integral. Până acum nu a fost prevăzută în buget, pentru că nu aveam de unde. La momentul acesta ne-am gândit ca cât de puțin. Încercăm 10.000, 20.000, 100.000, cât o să putem să plătim, pentru că este o hotărâre judecătorească definitivă și irrevocabilă și trebuie să o punem în aplicare. Și de asta, în principal, se face rectificarea de buget. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din Sănic Moldova. Dacă sunt discuții, dacă nu aveți comisiilor. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor
listelor rezultate în urma departajării conform criteriilor cadru a solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii constituite prin Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Aici, pentru informarea cetățenilor, avem 4 cereri pentru locuințe. Noi avem o singură garsonieră la momentul acesta care a fost eliberată luna trecută. Din cele 4 cereri, 2 sunt eligibile, respectiv îndeplinesc condițiile și comisia a propus să se intre în selecție. Este vorba de Boloagă Vasile Marian și Dudu Iuliana. Celelalte 2 cereri nu au îndeplinit condițiile, respectiv Panait Gheorghe și Antohi Răzvan Constantin. Asta nu înseamnă că astăzi aprobăm cine primește locuința, astăzi aprobăm cele două, cei doi solicitanți, nu știu dacă două sunt familii, care vor intra în comisia de selecție. Din păcate, această procedură este foarte greoaie. Mai așteptăm o ședință de Consiliu ca să aprobăm cine primește, deci 2 luni de zile această locuință practic stă neutilizată, pentru că așa spune procedura. Nici nu putem să facem contract înainte de a o elibera, dar asta este, respectăm tocmai legislația. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Bun. Propunerea mea a fost, am discutat ieri și la momentul acesta eu nu pot să vă dau argumentele solicitate de dumneavoastră ieri. Întrucât taxa de salubritate este stabilită printr-o hotărâre de Consiliul Local pe care a dat-o guvernarea din 2010. Și toți știm acest tabel în care până în 2032 această taxă va avea un coadru. Da? O creștere. Dumneavoastră aveți acces la ea. Dacă vreți, o dăm să transmiteți corect cetățenilor exact ce înseamnă taxa asta până în 2032. Dacă noi nu suntem la operator, respectiv, noi ne facem singur curățenie și cărăm noi acest rezultat, aceste deșeuri și le plătim unde le depozităm și așa mai departe, nu înțeleg care este legătura între, aici spune foarte clar, pentru stabilirea cuantumului taxei, respectiv, taxa pe persoană este odată stabilită. Numărul de persoane care contribuie este numărul cetățenilor la momentul acesta care locuiesc aici. Nu cel de la statistică, respectiv 5.169, nu cel din recensământ, respectiv 4.700 de cetățeni. Și atunci, noi nu am înțeles foarte exact ce își dorește, că acolo în tabel aveți materialul, scrie Sălii, Moldova excepție, Târgu Ocna excepție, Comăneștiu excepție, câteva localități. Din această cauză, eu propun să respingem practic, nu? Dacă am introdus-o pe ordinea de zi, s-o retragem atunci. Pentru că eu, la momentul acesta, nu pot să vă propun dumneavoastră ceva în condițiile în care nu am eu răspunsul la această întrebare. Pot să vă spun doar că din cei 9,97 de ron pe care noi îi strângem de la populație într-un an de zile, nu reușim să acoperim cheltuielile pe care le facem cu salubrizarea Văii Sălii. Pentru că stațiunea are un alt regim. Și suntem pe drumul să mai facem colectare selectivă, să mai conștientizăm. Încercăm acum să firma Util Prest a fost salvată de luna trecută de la insolvență. V-am spus în ședința trecută, suntem pe drumul cel bun, în sensul în care odată redresată situația vom putea face o salubrizare mai cum trebuie, nu? O să avem și niște containere individuale. Ne propunem să oferim la toți cetățenii containere individuale și pe modelul altor localități să reducem cantitatea și să facem colectare selectivă oferind 2 containere la fiecare familie, de pe vale mă refer. În felul acesta, deșeurile
care sunt reciclabile să fie puse într-un container și celelalte să fie în celălalt, în așa fel încât să nu mai purtăm, să selectăm noi. Asta este doar o propunere, dar la momentul acesta nu putem să luăm o hotărâre practic pe solicitarea ADIS-ului, întrucât, încă o dată, repet, nu avem același operator cum au majoritatea localităților. Noi fiind cu operatorul util prest, operatorul nostru. Se va amâna până când vor lămuri statutul nostru? Da. Retragem. Retragem atunci mai spune. Când noi o să ne poziționăm în această schemă de... Da? Atunci o să discutăm. Ce înseamnă că suntem excepție? Noi suntem excepție. În primul rând, care taxe? Pentru că taxa este deja stabilită. Noi dacă luăm mai puțin, ne dau în judecată colegii noștri din asociație. Cum era înainte să venim noi la primărie, taxa era pe familie arbitrar, total arbitrar. În neconcordanță cu hotărârea de Consiliu Local pe care tot o atestă din Moldova, consilierii de atunci au aprobat-o. Da? Eu n-am făcut decât să aduc în normalitate această taxă, respectiv. Nici mai puțin n-avem voie să luăm, dar eu nu sunt eu de acord să luăm mai mult. În sensul în care să încercăm să ne descurcăm din acei bănuți în așa fel încât să facem salubrizarea localității fără să împovărăm cetățenii mai mult decât sunt astăzi împovărați. Corect. Și discordanța între numărul de locuitori care au fost, numărul de locuitori și actuali și ceea ce se solicită, știu eu, statistic din... E o chestie normală și corectă față de cetățenii din Sfântul Moldova. E bună varianta de amânarea punctului până când se lămurește. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj titular Manole Viorica și Manole Alexandra. Inițiator Gheorghe Vacu, primarul orașului. Da. Legea prevede că putem să prelungim cu încă jumătate din durata pentru care a fost la garaje, pentru care a fost concesionat, respectiv 25 de ani, putem să prelungim încă 12 ani și jumătate. Dar mai sunt și alții în această Bun. Situație, nu cred că singura familie Bun. Manole. Noi vrem să... Și mai sunt o mulțime. Ei au început să vină. Da. Sunt printre primii. De principiu. Ei au fost probabil printre primii care au primit teren. Principiul este că omul a făcut o investiție, că s-a... Corect. Nu e corect să interupem. Acum, dacă interupem, înseamnă să demoleze clădirea și să redea terenul primăriei. Odată că e nedrept, din punctul meu de vedere, față de investiția pe care omul a făcut-o, dar și faptul că avem și noi nevoie de venituri, dar să zicem că am scoate terenul ăla la licitație, dar tot n-ar fi drept are față de... Bine, da? Haideți bine. Să încercăm să conștientizăm că este un început. Ce m-am asigurat în schimb? A fost serviciul urbanism acolo și nu ocupă suprafață mai mare de teren decât cea concesionată. Adică, cei care ocupă, vă rog să le transmiteți că trebuie să vină din timp să facă un act adițional prin care își reglementează 2 metri, 4 metri, cum am mai și reglementat și anul trecut, da? Ca să aducem prima dată în normalitate ce ocupă, plătește cu 5 ani în urmă și conform principiilor stabilite de noi și să nu-l prindă vremea, că dacă îl prinde vremea, că ocupă abuziv o suprafață și expiră contractul, atunci s-ar putea dumneavoastră să nu fiți foarte de acord cu modul acesta. Adică până acum ai păcălit primăria și acum vin să-ți prelungim contractul. Da? Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Sălin Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna iunie 2018. Inițiator Gheorghe Vacu, primarul orașului. S-au împlinit 3 luni. Vă alegeți da. Următorul coleg care vă conduce. Un coleg grafic, voi. Domnul Moraru, domnul Munteanu.
E o lună când am anunțat în timp ieri. Domnul Moraru, lipsește o lună, am înțeles. Da. Domnul Muteanu? Se supune la vot. Ce? Deci, avizul comisiilor ca domnul Muteanu să fie pe o perioadă de 3 luni președinte. Da, după care revenim la Moraru. Bun. Deci, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Suplimentările. Deci, punctul numărul 7 vine în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sonic Moldova numărul 26 din 29.03.2018 privind aprobarea regulamentului, privind reglementarea activității agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a orașului Slănic Moldova și a procedurii de eliberare a autorizației de funcționare și profil de activitate, precum și autorizației de amplasare și profil de activitate. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da. Față de discuțiile pe care am avut ieri în comisie, a apărut o mică modificare. Respectiv, ieri am propus ca orice întreprinzător din Slănic Moldova, chiar dacă are datorie la bugetul local, pe anul în curs mă refer, până la 30 septembrie să poată primi autorizație de funcționare, pentru că avem o solicitare de genul acesta și ar însemna să-i blocăm activitatea, pentru că este foarte greu de evaluat datoriile restante, pentru că el are datorie până la 30 septembrie, dar nu știu dacă e de anul trecut, propunerea doamnei secretar a fost și pe care eu v-am adus-o astăzi în proiectul de hotărâre, ca să nu primească autorizație de funcționare niciun întreprinzător care are datorii restante pe anii precedenți. Respectiv, dacă el vine anul ăsta, poate nu i-a mers de la început, de la 1 ianuarie, februarie, martie, nu i-a mers bine afacerea și n-a făcut banii ăia pentru impozit, până la sfârșitul anului să aibă ciclic, avem un vârf de activitate în Slănic și de profitabilitate, să aibă el posibilitatea până la 31 decembrie anul acesta, el nu scapă de penalitate. Dar noi să-i putem da autorizația de funcționare, pentru că dacă nu are bani, cum în speță este situația pe care v-am prezentat-o ieri, atunci ar însemna să nu poată avea autorizație de funcționare. Este vorba de Perla Hotel, Perla Moldovei, de hotel, da? În aparență ar trebui să fiu foarte vehement, așa, și să spun, e bine cum ați aprobat. Oameni buni, banii pe care trebuie să-i plătească la impozite și taxe, fiecare întreprinzător și fiecare persoană, se constituie venitul la bugetul local din care plătim și curent, și gaz, și salariile oamenilor, și înfrumusețare, și gunoaie. Adică nu putem să tolerăm această situație. Propunerea mea este pentru un mic ajutor, nu? Se dă un mic ajutor întreprinzătorului ca până la sfârșitul anului respectiv să-și plătească datoria, dacă nu, anul viitor nu primește autorizație dacă are datorii pe anii precedenți. Așa sună, doamna Sine, da? Bun. La 31 decembrie anului anterior. Bine? Asta este. Dacă sunt nelămuriri, în rest, regulamentul rămâne același pe care l-ați votat dumneavoastră. Sunt pare corect să fie așa, de ce? Pentru că se încurajează turismul, în primul rând, și este singura noastră industrie de care trebuie să ținem cont, chiar dacă nu dorim lucrul ăsta. Orice agent economic, nu băgăm, știu eu, Perla sau mai știu eu ce altă societate comercială, oricine dorește să facă turism în Slănic Moldova, poate să beneficieze de niște facilități, în așa fel încât oamenii să se reîntoarcă din nou în această stație. Dar nu e vorba numai de asta. Este vorba de... Datorie, mă rog, sigur, trebuie să avem datorii de zeci de miliarde, da. Și el a funcționat. Da. Eu vreau să stopăm acest lucru. Adică, maxim un an de zile, sau cât rămâne, de la 31 martie, 8 luni, cât rămâne 9 luni, el poate să nu-și plătească și să primească autorizație. Dacă până la 31 decembrie 2018 nu și-a plătit taxele pe 2018, atunci el nu primește în 2019 autorizație de funcționare. Pentru că e bună varianta propusă. De ce am făcut această intervenție? M-a deranjat foarte tare și cred că pe fiecare dintre noi a deranjat.
sunt o mulțime de oameni care vin de dincolo de Prut, care veneau la tratament cu copiii, cu familie și așa mai departe, nu mai vin la Slănic Moldova, să duc la Sovata. Mi-am pus întrebarea ca un om care cunosc Sovata. Zic, ce găsește la Sovata mai grozav decât la Slănic Moldova? De aceea revin. Trebuie să încurajăm turismul Slănic Moldova, în așa fel încât acești oameni se aduce la politică. De unde aveți dumneavoastră datele astea? Asta, la ambasarul meu. Aici ar vrea să-l pătrați pe domnul Codescu aici, pentru că acum, în jur de 7-8 ani de zile, Moldova venea la noi, cei din Moldova. Codescu, iată, să știți. Foarte bine. Și domnul Munteanu, frumos. În ultimii 5 ani au început să plece și constat că în ultimii 2 ani jumate au început să reîntoarcă. Deci, haideți să vă spun eu care este problema. Deci, din 92... Nu că acum sunt plecați la Sovata, sunt ori de la Sovata. La Slănic Moldova, în perioada până în 92, ei se luptau în Transnistria. Deci, Slănicul Moldovei a adus pe toți acei luptători, mă rog, că aveau miliții la vremea nici măcar armată, se refăceau în Slănic Moldova cu ajutorul sindicatelor de la Onești, de pe platformă. După care, în 92, contracte făcute cu sindicatele lor, care la vremea erau piramidale, deci te duceai la lumea mare și de acolo, știu eu, aveai acces la toate sindicatele de ramură, care își trimiteau în mod frecvent oameni în această stațiune. Domnul Munteanu a umblat, cred că, aproape săptămânal de 2-3 ori pe la sindicatele din Basarabia pentru a-i atrage pe moldovenii sfârșit. Bun, noi suntem astăzi în 2018, nu ne ajută. Exact. Eu zic că să ne limităm la a face un comentariu despre ajutorul pe care astăzi întreprinzătorii îl vor primi cu ocazia acestei decizii. Dacă vreți să facem istoria, tratamentului balneal de la Slănic Moldova este, eu am vorbit cu domnul Urechean personal, spre exemplu, care atunci era liderul de sindicat. Și, dar nu asta este, nu vreau să facem din această ședință o presupunere. Nu, și eu vă spun, am stat de vorbă cu cinci cetățeni din Republica Moldova care spun că vin din altă parte din România la Slănic Moldova și este foarte bine. N-are rost aici să ne... Dumnezeu asta a stat de vorbă cu unul care a spus pleacă la Sovata. Nu cred că este relevant la momentul acesta pentru dezvoltarea operației noastre. Sub aspectul ăsta aș vrea să... Ideea, încă o dată o subliniez, faptul că se întinde o mână adevărată turismul este un lucru extraordinar la care subscriem cu toții. Asta vreau să spun de fapt. Domnul Munteanu? Aș vrea să fac o mică completare. Domnul primar a zis că UDMR-ul știe să realizeze această ofertă de turism de la Sovata. Eu vă spun că acolo, dacă îmi luau așa, primul factor care, în primul rând, sunt de acord cu ceea ce ați propus vis-a-vis de societățile care sunt, societățile care au datorii foarte mari ar trebui să iau un angajament sau să fac un angajament vis-a-vis de că de la anul vor avea plătite datorii, nu știu. Deci mă interesează ce dacă nu sunt. Vreau să spun că la Sovata, de 2008 până acum, nu s-au mărit impozitul și taxele. Sunt cunoscător, deoarece plătesc acolo. Cât au fost în 2008, urmă? Ca procent. Inclusiv la apă și canal. De asemenea, primarul orașului Sovata a dat facilități vis-a-vis de realizarea teraselor, a deschiderii unităților, ceea ce e bine că se face acum, adică să dăm o clemență la cei care doresc să realizeze turism. Și, în calitate de președinte al județului care este acum, sprijină mult partea de turism. Dacă e vorba despre probleme de reclamare sau de făcut cunoscut în stațiunea Sovata, trebuie să știm că acel Danubius este din Budapesta, care are mai mult sau mai puțin importanță, dar a căror patroni sunt din Israel și locuiesc în Londra. A murit bătrână, au rămas copiii și mama, care știu să-și aducă turiști de acolo. De exemplu, anul trecut au avut
pensionare de la aviație, mai un an înainte pensionare de la Ministerul de Interne. Deci, sigur că dacă vorbim despre codul modurilor pe Chisovata, există un singur lucru. Tarifele de la noi au trebuit să se mărească pentru că trebuie să plătești taxe și impozite. Acolo au mai fost înghețate. Există un fel de, nu știu cum să zic, un respect vis-a-vis de tarifele care le afișez. Dacă sunt tarife de 100 de lei cameră, un exemplu, apoi alea sunt la alt numărul de steli X. Dacă sunt 150, la numărul de steli Y. Să respect oamenii între ei, la noi există așa o, încă o chestiune, punem 130, tăiem și zicem pentru fidelizați 90 de lei. Chestii mizerie. Sau, de exemplu, eu am adus acum niște vizionare. Poate să reglementeze primăria problema asta? Nu. Dar prin taxe și impozite, domnul Munteanu, da, da, terminați că vreau să vă dau un lucru. Nu, nu, vă ascult dacă aveți un adus. Nu, vorbeam domnul primar. Deci, păi nu, când vorbeam taxa la Stănii Moldova în 2018 este mai mică cu 30% decât în 2015, domnul Munteanu, și mai mică cu 30% decât și în 2008, când dumneavoastră faceți referire la Sovata. De ce nu vreți, măcar după 2 ani de zile, după ce eu spun mereu că impozitul la Stănii Moldova în 2015 a fost 1,5% și în 2018 este 1,1%. De ce induceți în eroare oamenii fără să fiți drept în fața hotărârilor pe care dumneavoastră le-ați luat, domnul Munteanu? Și dumneavoastră ați votat acest impozit. Da? În sensul în care 1,1 față de 2015 1,5 înseamnă 30% mai puțin, nu egal, nu înghețat, mai puțin decât în 2015. Haideți să încercăm să nu mai revenim la populisme de genul ăsta, pentru că nu este clar. Nu, ați spus că în 2008 la Sovata, dar impozitul, păi dacă în 2008 a fost 1,5, nu-i normal să înghețe și în 2018 să fii tot 1,5? Da, e maxim de altfel, da? Haideți deci, să înghețăm. Cetățenii de Republica Moldova se duc acolo la Spaule și la lacul Vârsu, care, mă rog, a luat o amploare de popularitate, da, mai mult decât ar fi trebuit, dar asta și din cauza noastră, cei din Stănii Moldova, pentru că ați observat că la târgurile de turism, indiferent că sunt mai mari sau mai mici, merg numai anumite persoane. În rest nu merge nimeni. Și asta face foarte mult. Să știți că creează atmosfera. Eu, da, de exemplu, am fost acum la Dărmănești când a fost teatrare și așa. Eu vreau să spun că de acum deja am solicitări pentru Vila Ioana, pentru tarife convenabile. Dar există și acest lucru că acolo s-a făcut o infrastructură pe proiecte, la noi nu este. Asta nu face vinovat numai actualul Consiliu. Face cel dinainte mai mult ca oricând. De asemenea, taxa din frumusețare de la noi, vis-a-vis de și de filmare, nu există acolo. Unde? La Dărmănești? Nu, la Sovata. La Sovata? Da. Domnul, dar unde parcați dumneavoastră la Sovata fără bani? Oriunde vreau eu. Potiți? Oriunde vreau eu. Nu. Bun. Haideți să vă dau ca să fim puțin mai pragmatici. Cumva primarul de la Stănii Moldova a dat un ajutor de minimis pentru investitorii care investesc mai mult de 200.000 de euro? Nu există, domnul Munteanu. Și Stănii Moldova acum 2 luni de zile a dat ajutor de minimis ca să încurajăm întreprinzători. Și al doilea... De la cât pornește domnul ăsta de minimis până la cât? De la 200.000 până la 5 milioane de euro. Da? Și al doilea aspect, referindu-vă la Dărmănești, tocmai ați criticat acum 1 lună, nu știu, 2 luni maxim, da, Asociația Mompesa. Asociația Mompesa este suportul evenimentului pe care tocmai dumneavoastră l-ați lăudat de săptămâna trecută, domnul Munteanu. Vedeți, aici ar trebui să fim noi puțin mai corect. Asociații și de fel de fel de ONG. Bun, asociația asta a fost asociația care a adunat acești... Asociația nu era sprijinită de primar și de rest. Bun, da, dar asta înseamnă parteneriatul. Noi nu lucrăm izolat aici. Noi vom face... Bun, bun. Mulțumesc frumos. Dacă mai are cineva întrebare, cu plăcere.
dacă nu se plătește la Sovata taxă de turist, se plătește intrarea la lac. Da, asta este la... cine are nevoie, domnul. Da, cine are nevoie. Domnul Munteanu, am fost și eu Sovata și poate mulți de aici, tarifele mai jos decât de la sărăt. Deci, haideți să fim serioși. Da, bun. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj, titular Dumitru Alexandru, inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da, este aceeași situație ca la punctul numărul 3, nu? Nu, la punctul numărul 5, cu Manole. Nu e cazul să intrăm în detalii. Sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Trecem la diverse. Sunt discuții? Domnul Munteanu? La diverse, vă rog. Deci, având în vedere că în ultima perioadă au avut loc discuții și dezbatere aprinse privind codul în care eu am arătat că sunt niște înscrieri pe bugetul OAT-ului și au fost fel de fel de discuții până când am auzit că eu îi fac dosare domnului primar, el îmi face mie, eu nu am cunoștințe cu făcut nici el mie. De asemenea, totdeauna criticat că din cauza mea nu se pot face nimic. Toate acestea, la această dată, lucrurile stau cu totul altfel. În bilanțul ADO-ului, s-a zis, la 31 decembrie, document public ce poate fi consultat pe site-ul primării, vom descoperi realitatea matematică, ceea ce contrazice legenda urbană și a unei austerități necesare. Și ați așat mai multe necesitatea achitării datoriilor publice. Vreau să înțeleagă și colegii și ceilalți care mai aud, că datoria publică a OAT-ului în 2017 a crescut cu 2.500.000 de roni față de 2016. Este un lucru scris pe bugetul OAT-ului, pe raportul de 31 decembrie. Nu este o invenție a mea sau așa mai departe. De asemenea, aș vrea să înțeleagă că pe agenda locuitorilor din zona Moldova este cea a salariaților OAT. Anul trecut au fost desfărate nemulțumiri pe lucea ale angajaților primăriei și ale altor unități din subordine, cum a fost APA, SEF și așa mai departe. Desființarea unor posturi, cum a fost poliția locală și altele, nu știu cât de mult ajută vis-a-vis de această situație financiară a locuitorilor Țării Moldova. Dacă, spre exemplu, la venituri din impozite am crescut de la 7.447 la 8.220, am spune că avem mai multe venituri, dar totuși datoria s-a adâncit față de 2018. Acum eu am avut un cuvânt la întâlnirea de la Târmănești și domnul primar a luat cuvântul. Dânsul prefera să vorbească mai mult de această asociație Mompesa, a cărui am înțeles că este părinte și a creat-o, este foarte bine. Vreau să spun că în această perioadă, de când suntem noi în o consilie, și n-aș vrea să fiu criticat vreodată cum sunt cei care nu mai sunt, se puteau face foarte multe lucruri și vă spun că decât să se împrânzească stațiunea cu tot felul de zvonuri, că dosare penale, domnul primar la Cereșoaia m-a pus într-o postură inedită, că eu l-am reclamat pentru că dânsul vrea să realizeze un drum la Râul Bradului și eu doar am amintit și am cerut, am scris ce am cerut primarul, că am zis, domnule, trebuie să luați autorizații.
să ne arătați autorizația sau să luați autorizația. Eu am amintit de legea 50.991, nu? Pentru că vreau să nu să fac lucrări. Pentru că primar, vis-a-vis de acest lucru, este pasiv de acțiune penală timp de 5 ani până se prescrie chestiunea. Se poate lua autorizația de acolo. Există un singur mod de luare a autorizației de acolo, fără să se cerce nimeni cu nimeni. Domnul primar, probabil că o să-l găsească și așa mai departe. Dar ce vreau să spun, că aceste proiecte care au fost o măsură necesară și de urgență, cum a fost îmbunătățirea eficienței energetice, adică să se anvelopeze școlile, blocurile, prin POR, anexa 12, în această perioadă OAT-ul nu a realizat nimic, cum nu a realizat nimic pe PNDL. La fel, necesar de urgență era elaborarea unor proiecte de dezvoltare prin PNDL, axa 3 și POR, în ambele cazuri, într-o formă simplificată. Se făcea la anexa 3, anexa 3 care însemna un mai mare justificativ știți la secretarul foarte bine, sau o notă fundamentare, în care trebuiau doar explicate necesitatea investițiilor solicitate. În ambele cazuri, finanțarea de la buget ar fi fost până la 95% din partea PNDL, doar 5% din partea primăriei. Nu cred că era o îndobare în datorii sau nu putea primăria să gândindu-vă la diferența care s-a creat prin datoria de 55 de miliarde la 2016, 31 decembrie, datorie la 2017, 7 miliarde. Și în baza ordinului 1853, o parte a cheltuielilor chiar de proiectare sunt eligibile pe PNR 2, pe PNR 1 nu erau eligibile. Iar cele mai multe cazuri, acestea se luau din proiect. Și dacă nu s-ar fi luat din proiect, ar fi costat până la 1.500 de lei. Lucru care, în condițiile în care dorești să faci ceva în oraș, poți să faci, până la urmă, un efort care nu este foarte mare. De asemenea, aceste lucrări, de importanță publică, se puteau realiza și prin investițiile provenite de la CNI. Și atunci, că Compania Națională de Investiții se puteau realiza prin buget, prin fondul de la buget, în procent de 100%. Deci erau plătite de CNI. Nu plătea primăria nimic. De asemenea, ne întrebăm și să mai poate spune, la ora actuală încă funcționează PNDD-ul și se mai pot depune proiecte pentru drumuri, pentru canalizări, situații canalizări și în situații de epurare a apei, amenajări PNDL-ul, doar acum putem cel mai bine pe drumul și canalizare. Dar eu, în principiu, putea să fac amenajări de parcuri, trotuare, aducțiuni de apă, iar pe POR, axa 12, pentru studii de tratare a apei, deci să realizeze proiect până la 6 milioane de euro ce putea să realizeze o stație de tratare a apei. Ați văzut că sunt probleme mari vis-a-vis de gheața care are bacterii ebole. Știți că două sau trei analize de aici, de la apă, au fost cu bacterii. Nu e ebole? Eu nu spun că nu dețin informația corectă. Am spus cu bacterii. Chestia este că apa nu este potabilă. Noi aducem apă ca să facem mâncare de la izvor, pentru că ne este frică să folosim apa de la iubire. Și la izvorul ai bacterii. Poftim? Și izvoarele bune au bacterii. Am dus eu. Sigur că da. De pe clapa lumii aia am dus eu la globă și am bacterii. Tot am văzut timpului cu bacterii, să știți. Drumurile pe care eu am... Fac o paranteză la dumneavoastră. Toată apa Slănicului, să știți că este cu bacterii. Am dus eu din groapa lui Mihai, la mine de acolo în sus, izvor, așa curge. Când insești, așa curge cât mâna. Dar este cu bacterii, vă spun.
Deci, vă dau rezultatul. Vreau să... Tot vreau să ne chiniesc în parte. Mai spuneți argumente și nu suportați în nu e marginea parte. Deci, o problemă pe care am dedicat-o către doamna primar și domnul președinte, doamna prefect și domnul președinte al județului, și o să merg să lămuresc anumite chestiuni, chiar dacă deranjez. A fost acest drum care se poate face pe PNDL încă, vis-a-vis de Slănii Moldova, Poiana Sărată. Cu ceea ce am prezentat și la doamna prefect și domnului președinte, cu cele două proiecte PNDL, din Slănic către Poiana Sărată și din Poiana Sărată către Slănic. Pentru că pe PNDL, la acest capitol, se dă 1 milion de euro pe kilometru și sunt dați doar 7,5 km cu putință de a se realiza. Domnul Munteanu, haideți să vorbim de drumul din gura Slănicului, dacă vreți, domnul, să ajutăm Slănicul acum. Turismul. Deci vorbim povești. Drumul spre Poiana Sărată se face de când sunt eu în Slănic. Și nu s-a realizat. Eu am spus de proiectele care se puteau face. Facem gura Slănicului. Dumneavoastră nu veniți în primul rând la ședințele pe comisii. Dar nu știu dacă trebuie să mă întreabă. Nu, dar acolo se fac discuțiile. Vreau să veniți și ne trătiți hârtie în față pe aici, ca să vă credem. Nu puteau face proiecte, nu știu de ce nu s-au făcut. Nu știu, considerați că e necesar să mai așteptăm? Da, e necesar pentru că în România, în anul 2020, trebuie să aibă 80% din canalizare realizată. Bun, cât noi am dat, dar ce-i nou pentru noi asta? Păi e nou pentru că nu facem proiecte, domnul primar. Domnul Munteanu, numai puțin. Terminați cu aceste minciuni. Eu nu te... Care minciuni? Sunt minciuni, domnul Munteanu. Ascultați-mă. Și nu vă opriți. Numai puțin. Lăsați-mă, domnul președinte, dați-mi voie să-i răspund domnului consilier foarte repede. V-am spus de atâtea ori. PNDL este blocat pentru că primăria Slănii Moldova are neîndeplite clauze la PNDL, acele poduri. CNI este blocat pentru că n-am terminat casă de cultură, bazin de not, sală de sport. Și dumneavoastră, nu știu dacă erați în sală când a fost doamna vicepremier Șaidec, da? Când eu m-am ridicat de 3 ori și dacă ați fi corect, față de dumneavoastră în primul rând, dacă erați acolo, v-ați aminti că eu am pus problema canalizării de la Slănii Moldova, eu am ridicat problema, doamna vicepremier, putem să punem proiectele astea fără să avem aia, și a spus nu, vă recomand să băgați primăria Slănii Moldova în insolvență, mi-a recomandat doamna vicepremier. Despre drumurile astea, am spus de atâtea ori că nu avem proprietatea drumului. Domnul Munteanu, nici Consiliul Județean, nici orice culoare de finanțare național, internațional, dacă nu ai proprietatea drumului, nu-ți finanțează asfaltarea lui. De ce umblați cu populism? Dar tocmai ați spus că nu sunt stare să asfaltez drumul. Domnul Munteanu, dați-mi voie să vă răspund. Eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. Deci, domnul Munteanu, eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. Nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. Vorbesc de jumătate de oră. Atunci eu ies și anunțați-mă când terminați. Eu asta nici știu, domnul Munteanu. Domnul Munteanu, pentru că PNDL 2 s-a selectat deja, noi n-am fost elici. Domnul Munteanu, ascultați-mă. Tocmai vă anunț cu mare bucurie pentru mine și tristețe pentru dumneavoastră că avem caietul de sarcini pentru... vreți să-i ajutați și pe cei de la Târgoviște? Dacă vreți, nu mă pot opune. Eu trebuie să am dreptul la... Eu am fost întrebat ceva, da? Adică, dacă nu, eu plec din sala asta și am căutat o discuție între dumneavoastră și gata. Nu mai am răbdarea necesară. Poftiți? Politica trebuie să fie elegantă. Domnul, dar de jumătate de oră eu ascult niște aberații. Deci, domnul consilier, de jumătate de oră eu ascult niște aberații. Dar nu-i prima dată. În toate ședințele pe care le avem, domnul Munteanu revine în fața televizorului, în fața cetățenilor, cu aceleași probleme. Domnul Munteanu, sunt reale. Uitați-vă, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că cei care au semnat contract cu PNDL-ul și în 3 luni de zile
nu au reușit să depună proiectul care înseamnă proprietatea terenului. Rețineți, studiul de fezabilitate cu proiectul toate alea, nu primeți bani. Nu mai transmiteți la oameni că suntem bogați. Dar... Domnul Munteanu, nu aveam. Și vă spun de ce nu aveam. Pentru că această canalizare nu o face nimeni dumneavoastră. Ați primit vreodată vreun proiect fără bani dumneavoastră? Domnul Munteanu, mai sunt 2 ani pentru proiect. Bun, 2019, bun, 2020. Bun. Eu vă asigur, domnul Munteanu, dar dumneavoastră oare nu cumva ați auzit în ședințe câte terenuri am intabulat noi și strada asta din fața primăriei era neintabulată. Ca o primă măsură pentru a o moderniza. Cât am făcut noi, domnul Munteanu, toate studiile pe care le-am făcut până acum, tocmai le criticați. Veniți și spuneți că primarul nu știu ce... Ba da, spuneți, păi tocmai primarul... Păi și cei după noi, ce voi n-au făcut nimic. Domnul consilier, eu vă aduc la cunoștință că aș vrea să purtăm o dezbatere tehnică, nu populistă. Deci această dezbatere, ce ați cerut dumneavoastră la Dărâmănești să ne dea prefectul canalizare... Cine dă prefectul de canalizare? Domnul Munteanu, a fost de 5 ori la doamna secretar de stat Sirma Caraman. Eu am fost de 5 ori să ne ajute cu nouă ne trebuie foarte repede reabilitarea stației de tratare a apă, să nu vă mai luăm apa la locuitori și la întreprinzători. Chiar credeți că sunt așa de nepriceput, n-aș ști cum să fac treaba asta? De ce veniți cu aceste propuneri aberante doar ca să aruncați un praf în ochii cetățenilor. Și revin la buget, domnul Munteanu. Revin la pierderile de care dumneavoastră spuneți. Domnul Munteanu, tocmai am răspuns domnului Rahău, că și dumneavoastră este cam la fel așa, cere datoria ei să uite niște cifre. Domnul Munteanu, în datoria stănicului Moldovei, a localității noastre, nu erau prinse hotărârile judecătorești pe care tocmai l-ați aprobat mai înainte să le spuneți. Bun. Nu erau prinse. Deci, rețineți. Alconep avea, noi aveam datorii la Alconep 320.000 de lei. Asta și hotărârea judecătorească era 750.000 de lei. Noi avem datorii, tocmai v-am spus, la Curtea de Conturi, 472.000 de lei, dar în contabilitatea lui Șerban nu figurau astea, domnul Munteanu. M-ați înțeles? Pentru că hotărârile judecătorești nu erau puse ca datorie, dar este obligație. Tocmai am avut niște presiuni foarte mari, am făcut la serviciu contabilitate ca toate datoriile primării. Uitați, vă dau un exemplu. Consiliul Județean Bacău are un serviciu de protecție a copilului. Noi am avut niște copii, 2 copii, până în 2015, internați în niște centre, găzduiți de niște centre. Și aveam datorii 332.000 de lei. Astăzi am primit notificarea de la Consiliul Județean că avem de dat 128.000 de lei. Pentru că este 0,1% pe zi în fiecare zi. Diferența de datorie între 30 și ceva de mii și 100 de mii nu figura în contabilitatea română. Respectiv, dumneavoastră când comparați contabilitatea lui Ursache, că așa îl cheamă pe contabilul șef de atunci. Domnul Munteanu, eu am fost un om corect. Păi și dar întrebarea mea este, dacă am redus consumul de curent, dacă am redus consumul de... Știți unde a crescut? Foarte puțin a crescut cheltuiala cu salariile. M-ați înțeles? În rest, n-am contractat nimic, domnul Munteanu. N-am avut... Deci, cum să cheltuim 2 milioane de lei? Veniți lunar la ședință. Eu v-am zis că și la ședința trecută nu v-am pus nimeni de bravo. Deci rețineți acest aspect. Mie mi-ar plăcea ca această discuție să o purtăm noi între noi ca și oameni. Dar nu să facem circotecă la televiziune. Vă zic că eu nu suport să plec după 4 ani de consilier și să nu facem nimic în oraș. Bun. Eu vă voi clarifica toate aceste probleme și pe dumneavoastră și pe toți consideram un respect, dar aș vrea să încercăm să ne abținem în a face niște asemenea comentarii publice, pentru că din fericire suntem totuși urmăriți de acești cetățeni care vor trage o concluzie. Băi, consilierul ăsta X vrea binele strâng. Băi, uite că a spus că vrea canalizare, vrea apă și primarul nu vrea. Oare ce tâmpit de primar n-ar vrea, domnul Munteanu? Domnul Munteanu, tocmai v-am explicat. Tocmai v-am explicat că suntem și să vă mai spun pentru dumneavoastră, așa că eu știu mai bine ce s-a întâmplat cu PNDL-ul decât dumneavoastră. Anul acesta se va mai deschide o sesiune de finanțări
Pentru ce, domnul Munteanu? Se deschide. Pentru drumul, nu? Nu. Deci, domnul Munteanu, se va deschide o sesiune doar pentru infringementul Doar pentru infringement. Și atunci, eu văd că dumneavoastră sunteți un auditor foarte bun al primarului și mă bucur că sunteți vehement. Dar aș vrea să fiți și puțin mai realist și documentat, nu transmitem. Dumneavoastră știți al cui este... Domnul Munteanu, v-am spus când am aprobat strategia de dezvoltare a localității noastre. V-am dat argumentul pentru care nu eu Baciu, nu consilierii. Un consultant a spus că nu-i bine să facem drumul ăsta spre Poiana Sărată, ci bine să-l facem pe ăla spre Bolovan. Da? Da. Bun. Dacă acel consultant a spus și noi am aprobat strategia de dezvoltare a localității noastre, cum considerați că vine domnul consilier Munteanu, care a fost la ședința aia, și îi propune doamnei prefect să facă drumul ăla spre Poiana Sărat. Nu este o atitudine populistă, ca spune cineva, uite, domnule, ce consilier deștept are primarul ăsta și el este incompetent, el nu e în stare să facă. Deci, domnul Munteanu, bun, când o să avem proprietatea acelui drum, mai discutăm, dar până atunci, ajutați-ne să avem proprietate. Da? Ajutați-ne. Deci am planul de acțiune avem care l-ați promovat în astăzi și am să aici și ați promovat deci, în campanie. Gata, deci. Dar vreau să vorbesc eu. Închidem ședința. Vă rog. Nu, dar lasă mă și cu mine să vorbesc. Vreți la cameră? Da. Nu la cameră, nu. Da. De domnul Munteanu, da, vreau să dau un răspuns referitor la înveloparea blocurilor. Personal, din timpul meu liber, o lună de zile, am identificat toți proprietarii de pe strada Ștefan cel Mare. Așa, și când s-a făcut convocarea pentru constituirea trei asociației, trei au fost, trei. Pentru constituirea asociației de proprietari, au venit trei proprietari. Am vrut să constituim asociații de locatari pe două blocuri, pe un singur bloc. Trebuia jumătate plus unul. N-a vrut nimeni. Ne-am dus, am discutat ce să-i fac, să-i rup mâna să constituie această asociație. Le-am explicat avantaje, posibilități pentru toți proprietarii din alte localități. De aici. N-am putut să fac nimic. Deci pur și simplu am făcut o documentație pe care m-am făcut o lună de zile, pe care n-am putut o folosi. Domnul primar, explicați, ați fost confrontat. Bun, mai mult de asta. Deja asta este, ca să știi toată lumea, sunt mai critici. Bă, de ce nu s-au făcut? Domnul Munteanu, foarte bine că ați explicat. Unul din scopurile pentru care am... Unul din scopurile pentru care am pus afișe pe bloc, organizăm retro-revelion cu stranierii. Ați spus-o, da? Unul din... Ăsta a fost ăsta, domnul. Deci, bun, dar haideți cu toții să ne solidarizăm, că dacă bifăm lipsa de rezultat, da? Dacă noi ne concentrăm numai pe ce n-am reușit, da? Sigur că fiecare dintre dumneavoastră puteți să aduceți 100, o listă cu 100 de lucruri pe care nu le-am reușit. Dar sunt lucruri care nu s-au putut face și care nu se vor putea face decât etapizați. Spre exemplu, vă dau un exemplu. Lucrăm la iluminat public. Da? La iluminat public, din octombrie 2016, am reușit să cumpărăm becurile, ați aprobat dumneavoastră lămpile. Dar inventarul din stațiune la lesuri, la linia electrică subterană de iluminat, nu l-are nici EON-ul, nu l-are nici primăria. Primăria, dacă îl ia în inventar, acum facem o comisie de verificare și luăm în inventar, nu suntem eligibili la POR. Da? Da. Și atunci, ne limităm să schimbăm becurile, sper să reușim, pentru că pierdem 15 puncte că nu punem eoliene și mai pierdem 15 puncte că nu punem fotovoltaici. Pentru că nu avem cum să punem, pentru că nu sunt stâlpinoși. Și nu-ți dă voie nimeni pe un stâl din ăsta de Enel să mai frici și o fotovoltaică și o râșnie, o morișcă din aia. Și atunci, noi avem în atenție și lucrăm mereu pe aceste proiecte și vă asigur de acest lucru. Asta trebuie să spuneți, bun. Să știi lumea. Da, da, dar e una... Asta, bun. Că, bun. Bun. Dumneavoastră ați spus că noi am pierdut bani. Dacă puneați întrebarea, am fi putut atrage bani, suna prietenos. Când spuneți, primăria a pierdut bani, este singura care n-a depus, este... replic din textele pe care dumneavoastră le folosiți, atunci înseamnă că deja am pierdut banii pe care i-ar fi avut. Din păcate, nu putem să-i atragem, domnul Munteanu. Și vă dau, uitați, lucrăm la axa 13, care este pe social, și lucrăm la cadastre. Am avut două întâlniri tehnice săptămâna asta, pe tema asta. Și lucrăm, intabulăm terenul, facem, uitați, la 6 luni a durat la Cireșoaia să refacem cadastrul ăla. Asta bun, dar se lucrează, dar se lucrează.
Și, din păcate, acum ne-a respins, pe exemplu, un cadastru, pentru că nu știu ce proprietate este ieșită în un sector, a ieșit în stradă, 3/4 din drum ocupă, după măsurători. Știți cât durează să repoziționeze la până îl găsești, până te rogi de el, până îl ameninți. Asta este, din păcate, dumneavoastră, dacă ar fi de acuzat ceva, ar trebui să ne uităm în stânga și să îi întrebăm. În 2009 s-a semnat un contract de cadastrare a stănicului. Noi am venit în 2016. În 7 ani de zile să putea face cadastrarea localității, ocazie cu care toate străzile și păraile și totul era cadastrat. Și domnul Munteanu, vă mai dau o veste, anul acesta, la capitolul ăla, eu am atenționat și ieri am mai semnat ultima notificare, anul acesta trebuie să fie gata cadastru sau oprim contractul. Pentru că altfel îi dau tot felul de motive. Dar dacă termină contractul la sfârșitul august, dacă îl îndeplinește, mai avem o datorie de 1.200.000 de ron, pentru că munca lor înseamnă o factură. Și la anul când mă verificați dumneavoastră în decembrie la îndatorii, mai găsiți că am mai îndatorat primăria cu 1.200.000 de ron, dar de fapt eu n-am făcut nimic decât să respect un contract care era la vremea respectivă. Da? Respectiv, eu vă asigur că m-aș bucura să fi avut 2 milioane de ron, să-i cheltui eu, să îndatorez primăria cu banii ăștia. Dar din păcate n-am avut. Și în loc să aprecie, în loc să se aprecie, domnul Munteanu, pe mine, bun, cât de populist puteți fi dumneavoastră când spuneți că poliția locală nu trebuia desființată? Da? Pentru că așa... Aveți aici, în ceea ce ați mers în campanie electorală, domnul Munteanu, numai puțin, lăsați campania electorală, pentru că în campanie electorală, primăria nu era îndatorată, pentru că figura foarte frumos acolo. Noi vă întreb eu, oare chiar credeți că am un suflet așa să dau eu afară oameni? Nu cumva eu am venit aici să disponibilizez oameni, să-i trimit acasă, pe polițiști, pe domnul Munteanu, mă doare sufletul și pentru cel mai slab, și pentru Radu Bernas, spre exemplu, care a fost un muncitor necalificat care păzea piața, și când l-am pus la treabă, o pleca săracul. Dar și pentru el mă doare sufletul. Dar știți de ce? Pentru că știu că nu-l angajează cineva și că nu are o bucată de pâine. Dar misiunea mea aici nu este de binefacere, este, din păcate, de redresarea situației și de așezarea acestei primării pe sustenabilitate. Ăsta este termenul pe care trebuie să-l reținem cu toții. Vom fi sustenabili, vom gândi proiect. Nu vom fi sustenabili. Nu vine nimeni să ne facă ceva degeaba. Încă n-am găsit firma sau entitatea aia care îți vine, domnul primar, eu vin gratis la asta, nimă, domnul. Domnul Munteanu, vă rog din suflet, dați-mi. Vă dau două firme care vreau să facă proiecte gratis. Și așa din... Foarte frumos. Acum, pe circul la primării este una și proiectul este alta. Deci da. Poți să ai datorii și poți face proiect. Da, dar cu condiția să nu intri în insolvență. Dar eu am evitat insolvența și văd că la moment, domnul Munteanu, dumneavoastră ați auzit vreodată înainte de 2016 că primăria Slin Moldova are arierate? Da. Nu avea, domnul Munteanu. Vă anunț că dacă ați auzit, ați auzit fapt. Doamna zic. Bun. Nu avea datorii vechi, dar nu erau înscrise la ariera. Am scris că în campanie am scris că nu s-au recuperat. Bun. Eu aș vrea să înțelegem cu toții că modul acesta de lucru, dacă ieri în comisie stăm la discuții și nu ne purtăm discuții tehnice, putem să divagăm. Totuși, față de timpul cetățeanului care se uită la acest material, aș vrea să fim puțin mai respectuoși și să nu inducem în eroare lumea, pentru că nu este cazul. Da? Eu v-am făcut dovada bunei mele credințe și n-am lansat niciodată, nici măcar o bănuială, toate că aș fi avut cum dumneavoastră lansați. Nu vă vorbesc de nimic. Un minut, încă dacă dumneavoastră și la Dărmănești a zis că uite ce se poate face, dar la noi din cauza nu se poate face. Deci, domnule, vedeți că și unde ne ducem, trebuie să avem o chestie. Băi, aici vorbim despre Mie mi-a plăcut punctul dumneavoastră de vedere la Dărmănești. Dacă n-aș fi știut ce e aici, că nu se pot realiza acele obiective, nu m-ar fi buvnit râsul. Dar
să, să nu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut în sensul în care toată lumea, toată lumea a aflat că vom avea un drum spre Poiana Sărat asfaltat, că vom avea canalizare, tot știu asta. Dar domnul primar 50 și eu am convingerea că va fi, dar nu înseamnă că puteam să facem mai mult, despre asta este vorba. Dacă eu puteam să asfaltez drumul ăla, vă promit că l-aș fi asfaltat, da? Domnul primar, până la domnul ăla... Deci, domnul Muntean, noi nu suntem în stare să... Eu când văd că pe PNR luăm 95% de la alții și doar 5% punem noi... Dați înțeles că suntem blocați pe minutul, vă rog frumos. Mulțumesc, mă scuzați, domnul președinte. Domnul președinte, e ultima dumneavoastră ședință. Vă mulțumesc. Așa vreau să zic că la celălalt ședință